Liderii USR își acuză foștii parlamentari de coaliție că fac strategii comune cu cei de la PSD. Deputatul Radu Miruță spune că înțelegerile dintre cele două formațiuni au fost făcute încă de acum 2 luni, iar guvernul Ciucă este sprijinit de socialdemocrați. De 2 luni de zile, în toate comisiile din Parlament, PSD votează cot la cot cu PNL. Acum au oficializat această poveste, susținând un guvern minoritar, cu susținerea celor de la PSD. Practic, întrebarea este cu ce voturi poate trece acest guvern Ciucă. Singurele voturi cu care acest guvern Ciucă poate trece dacă nu se reface coaliția este doar cu voturile celor de la PSD. Un lucru extrem de evident, pentru că discuțiile au existat și înțelegerile au fost făcute. În ciuda tuturor declarațiilor de până acum inconsecvente, vă amintesc că pe 3 septembrie Florin Câțu spunea că cine negociază cu PSD este dușmanul principal al poporului român. Marcel Ciolacu spunea că nu va negocia niciodată cu PNL. Uitați-vă că numai târziu de o lună de zile cele două partide s-au luat de mână unul cu celălalt. Și ce urmează după USL 1-0? Urmează USL 2-0. Acest guvern va trece prin Parlament cu voturile celor de la PSD. Liderul USR Gorj spune că parlamentarii formațiunii din care face parte nu vor vota guvernul propus de PNL. USR nu va vota un guvern doar al celor de la PNL. Știu că există întrebarea cum USR a cerut voturi pentru un guvern minoritar și acum spune că nu votează un guvern minoritar. Există un răspuns și o diferență foarte clară. USR a invitat în acel guvern pe cei de la PNL care au refuzat. Situație care nu este identică acum, adică cei de la PNL preferă în locul celor de la USR, îi preferă pe cei de la PSD. Adică, practic, PNL a avut de ales între USR și USL și a ales USL. Varianta propusă de USR cu Dacian Cioloș premier nu a fost susținută în Parlament, iar partidele au fost invitate din nou să facă propuneri de premieri.